Oamenii de valoare nu mor niciodată, iar această expresie este valabilă și pentru două nume de referință în luptele greco-romane din Câmpul Lung, Ion Dragomir și Gheorghe Cloț, omagiați și în acest an pentru întreaga lor activitate. Astfel, sâmbătă dimineața, în prima parte a evenimentului organizat de tehnicianul Anton Arghira cu sprijinul conducerii CS Mușcel, s-a desfășurat o nouă ediție a memorialului Ion Dragomir-Gheorghe Cloț la lupte greco-romane. Dragi antrenori, dragi sportivi, dragi părinți, după cum știm, ultimul concurs din an se încheie la Câmpul Lung cu memorialul Dragomir Cloț, un concurs în memoria celor doi antrenori, Ion Dragomir și Cloț Gheorghe, care au lucrat la clubul nostru și au avut rezultate frumoase. Văd că ne-am strâns vreo 70-80 de copii, 4 cluburi, din păcate n-au putut să vină toți, așa e la sfârșit de an, cu banii, cu zăpada, cu înghețul. Dar 70 de copii sunt destul, e un număr destul de bun și cel mai bun să câștige la categoriile de vârstă și categoriile de greutate care le-am stabilit. În memoria celor doi antrenori, vă rugăm să ținem un moment de reculegere. Mulțumesc! Începem concursul, da? Ca la Jocurile Olimpice. Sperăm dintre voi copii peste 20, 30, 40 de ani să aveți și unul la Olimpiadă. Vă urez succes la Olimpiadă, pentru Olimpiadă. Da? Începem concursul! După cuvântul de deschidere și momentul de reculegere în amintirea celor doi foști antrenori mușceleni, a urmat un concurs la care au participat peste 70 de sportivi de la 4 cluburi din Argeș, Vâlcea și Dolj, iar arbitru în ring a fost Vlad Maria, fost sportiv al clubului mușcelean, în prezent antrenor la CSA Steaua București. Am participat ca arbitru, m-am bucurat să-i arbitrez și să resimt din nou cum eram copil și să intru din nou în această sală care
m-a format atât ca sportiv cât și ca om în viață. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Arghire Anton pentru invitație. Este o onoare pentru mine că am venit și mă bucur că s-a putut organiza această competiție pentru micii luptători, viitoarele speranțe ale luptelor de România.